Vreau să citesc câteva texte din Scriptură, din Psalmul 143, să citesc versetul 10 și apoi un text din Faptele Apostolilor 8, la capitolul de la versetul 26. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 143, 10, pagina 636. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Iar din Faptul Apostolilor să citim cuvântul lui Dumnezeu scris. Din capitolul 8, începând cu versetul 26. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Pagina Biblia 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și îndată, iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie de tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luat. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, unde s-a dus până la Cezaria și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Se pot ocupa locul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este prezent în mijlocul nostru și aș vrea în această dimineață, am citit aceste texte și poate cel din Faptele Apostolilor este foarte familiar și citește de multe ori la botez sau așa mai departe, dar nu despre asta vreau să discutăm în această zi și cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, ci despre felul în care putem să aflăm voia lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu poate să călăuzească viețile noastre. Și cred că într-o lume în care auzim atâtea voci, într-o lume în care suntem influențați din atâtea părți, este foarte important să facem o resetare și să stăm să vedem ca și copiii lui Dumnezeu cum putem să fim călăuziți de El. Încât viața noastră, acțiunea noastră să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu sub acțiunea altor influențe. Care pot să fie chiar din interiorul nostru. Pot să fie chiar din sufletul nostru. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să ne lăsăm căloziți la nivelul Duhului nostru. Noi suntem formați din trup, suflet și Duh. Faptul spune și spune așa cuvântul lui Dumnezeu, să fițați că vă deplin Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. La început, Dumnezeu a creat plantele, care sunt doar materie, doar trup, am putea spune. Apoi a creat animale, care sunt trup și suflet. Biblia vorbește sufletul animal și așa mai departe. Apoi spune Dumnezeu să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Și care este asemănarea noastră majoră cu Dumnezeu? Este faptul că avem Duhul. De aceea, Duhul este sedul cunoașterii de Dumnezeu. În momentul în care acțiunile noastre sunt călăuzite de sufletul nostru, acolo poate să intervină și cel rău. Să facem ceea ce vrem noi, ceea ce ne dorim noi, ceea ce știm noi. Pentru că la nivel de suflet, cel rău poate să trimită acele săgeți arzătoare, cum spune Biblia. De aceea noi trebuie să ne învățăm să ne lăsăm călăuziți la nivelul Duhului nostru. Iisus Hristos pe acest pământ a fost un om 100% duhovnicesc. Nu a fost un om doar sufletesc. Pentru că sufletul dorește
dorește recompensă. Chiar dacă facem un bine, sufletul nostru vrea să fie apreciat. Aceea este un bine făcut călăuzit la nivel de suflet, nu la nivel de duh. La nivelul duhului, să vă dăm un exemplu, chiar din punct de vedere, să spunem, ai lucrări care pare bună și este ok să fie. De exemplu, în momentul în care Iisus Hristos a adus acea scăldătoare, câți oameni erau acolo? Foarte mulți oameni. Cât s-a vindecat Iisus Hristos? Unul singur. Iisus a venit pe acest pământ și a spus așa, eu am venit să fac nu voia mea, ci voia Tatălui. Nu voia mea. Noi când vorbim în Scriptură despre, și când înțelegem din Scriptură despre răstignirea firii pământești, poate unii o să dea răspunsul atât de diferit. De ce înseamnă asta? Alții o să creadă că e vorba de trupul lor, dar trupul lor să fie pus. Este adevărat și aceasta. Dar 99% din cazul, răstignirea firii pământești înseamnă să renunți la voia ta și să accepți voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă răstignirea firii pământești. Să renunți la voia ta. Iisus a spus, eu am venit să fac nu voia mea, ci voia ta. Și în principal voia ta este mânată de sufletul tău. Și Dumnezeu vrea să fie călăuzit de Duhul tău. De aceea, dacă noi oricare am fi aici, am fi fost la această scăldătoare, am fi avut puterea să-i vindecăm pe toți, păi nu ne-ar fi lăsat sufletul să ne-o facem. Pentru că sufletul nostru dorea recompensă. Am vindecat ați oameni. Sunt cazuri în care Iisus a vindecat pe toți. Dar, repet, a fost voia Tatălui. În acel caz, El a vindecat doar pe unul. Adică asta înseamnă să nu te lași călăuzit de suflet și să te lași călăuzit de Duh. Pentru că doar la nivel de suflet, de foarte multe ori poți să greșești și acolo poate cel rău să te influențeze. Omul doar sufletez nu este neapărat așa cum Dumnezeu dorește să fie. Dumnezeu vrea să fie oameni duhovnicești. Biblia spune, închinători adevărat sunt în Duh și adevăr, nu suflet și adevăr. În Duh și adevăr. Aici este vorba de Duhul omului, care normal, în legătură cu Duhul lui Dumnezeu, pentru că prin naștere din nou, Duhul nostru este în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea, Duhul este sediul cunoașterii lui Dumnezeu. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu care ce face? Ce separe? Ce separe? Sufletul de Duh. Deci este foarte important să știm lucrul acesta. Acționând mânați doar de sufletul nostru, rațiune, voință, sentimente, nu putem să facem mare lucru. Putem fi oameni buni, așa, catalogați de lumea aceasta, sau putem. Dar Dumnezeu nu aceasta dorește să fim oameni sufletești doar. Dumnezeu dorește să fim oameni duhovnicești. Iar voia lui Dumnezeu, să spunem așa, este descoperită în nivelul Duhului omului. Și vedem că această voie, cum am citit din Psalmul 143, spune așa, o să-l citesc versetul 10, învață-mă să fac voia ta. Aici textul nu spune, Doamne, vreau să găsesc voia ta. Am găsit ceva, am aflat, știu totul. Nu, nu, nu. Este un proces. A învăța voia lui Dumnezeu implică pe cineva care transmite un conținut de învățătură și altcineva care asimilează. Noi avea ceva așa, într-o lume așa, totul e fest, rapid. Doamne, să găsesc. Care e voia ta, Doamne? Să știu, acum să-mi spui. Deschid Biblia, asta e voia ta. Nu. Acestea sunt, să spun așa, mai mult. E adevărat că din punct de vedere devoțional, Dumnezeu poate să ne vorbească vreodată prin faptul că am deschis Biblia undeva. Dar aceasta mai mult este o practică spiritistă. Deci nu este recomandată de Scriptură așa ceva. De ce? Vă dau un exemplu. Mergeau niște frați undeva și cum ar veni un grup la dumneavoastră aici să slujească și le-a spune pe careva la un îndemn și fratele întreabă, aveți un text și fratele de acolo ține Biblia așa, îi dă ochi, îi pune mâna, deschide și zice, da, Ezechiel, să vă spun și ce text spune fratele, chiar Ezechiel 1 cu 16, înfățișarea acestor roți și materialul din care au făcut de păreau de crisolit și toate aveau. Patru aveau ceași într-o mine, înfățișarea și lucrurile lor erau așa în fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți. Când mergeau, legau pe toate cele patru laturi și așa mai departe. Deci un text, niște roți care legau pe cele patru laturi ale unei roți, în fine, era foarte greu. Deci vă dați seama, este atât de trist
Vrem o chestie rapidă. Dumnezeu să-mi vorbească. Dar acum să știu eu voia Lui. Hai să deschid din Biblie. Aceasta este o practică în spiritism, se practică asta. Deci nu este recomandat unui creștin. Că Dumnezeu uneori poate să vorbească. Este adevărat. Dar puteți intra în niște rătăciri majore folosind această practică. A folosit cuvântul lui Dumnezeu, deschis așa la întâmplare, ca să aflați voia lui Dumnezeu. Este foarte trist și este, să spunem așa, copilăresc să creadă cineva că așa lucrează Dumnezeu. Trebuie avut grijă la astfel de practici. Voia lui Dumnezeu, cum am spus, se învață. Este un proces. Dumnezeu are o voie generală, colectivă, oamenii să vină la pocăință și așa mai departe, toți oameni. Dar are o voie particulară. Și așa cum am spus, psalmistul zice, vreau să găsesc voia ta. Când găsești ceva, găsești întreg obiectul. L-ai găsit și este în fața ta. Voia lui Dumnezeu, de foarte multe ori, se descoperă progresiv. De exemplu, să luăm acum cazul acesta al lui Filip și a famenului. Aici, Dumnezeu i-a spus lui Filip, scoală-te și du-te pe miază zi, pe drumul care coboară. Deci vedem că implică și acțiunea omului. Din punctul nostru de vedere, pe varianta aceasta care să găsim voia rapid și Dumnezeu își așa foarte rapid, știm că după ce Filip a vorbit cu acest famen, a fost luat de Duhul și teleportat cumva, dus cumva de acolo. Pe varianta noastră omenească ne gândim, dar de ce nu l-a dus invers? Să ducă Dumnezeu pe Filip, direct în car, să-l pună în lunghe, să spună femeie, știu la ce citește, uite ce m-a dus Dumnezeu, știu la ce citește, să spun cum să treabă. Nu așa lucrează Dumnezeu. I-a spus, du-te și ajunge carul. Deci este acțiunea lui, i-a spus doar atât. El s-a sculat, s-a dus și mai departe, vedem că Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian. Acum, noi trebuie să credem și să vedem aici, pe lângă acest principiu al unde ai descoperit progresivă voie Dumnezeu. Nu i-a spus Dumnezeu tot ce trebuie să facă. Când a ajuns acolo, el a acționat conform călăuzirii personale. Am putea să vedem un alt principiu al sincronizării, al oportunității. Adică ne putem imagina un Filip care aleargă. Pentru că noi ne încredem într-un Dumnezeu care controlează circumstanțele vieții. Foarte mulți creștini declară că ei cred într-un Dumnezeu care controlează circunstanțele vieții. Dar în mod efectiv nu le este rezolvată această problemă. Noi credem într-un Dumnezeu care are o iubire deplină pentru noi. Care are o înțelepciune desăvârșită și o putere absolută. Și atunci trebuie să înțelegem că El este mai presus de orice circunstanță a vieții. Și o să amintim câteva cazuri în Scriptură ca să se întâlnească mai bine acest principiu al unui Dumnezeu, de fapt, care este suveran peste toate circunstanțele vieții. În acest caz, ce făcea famenul? Ca să vedem că cum Dumnezeu a folosit un text din Scriptura care a scris atunci. De exemplu, el avea un sul, Isaia. Un sul nu se citește ca Biblia, așa dai niște foi. Un sul efectiv îl începe de la început și se rotește și începe să îl citești. Adică se... Bun. Și acum vedem aici un Dumnezeu care este peste suveran peste toate circunstanțe și acest principiu al sincronizării, să spunem așa. Vedem un Filip care aleargă, vedem un car care, la care îi se rotesc roțile și vedem un sul care se desfășoară. Și unde credeți că ajunge Filip? Exact la Isaia 53. Gândiți-vă ca să citești un sul, ca să ajungi la Isaia 53, trebuie să se învârtă puțin surul, trebuie să se învârtă puțin roțile, trebuie să alerge puțin Filip. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, și este un principiu foarte important, folosește Scriptura. Nu am mers Filip să-i spună ce trezire a fost în Samaria, cât s-a fost botezat de Duh, cât putea să spună o grămadă de lucruri care se întâmplau. Nu, dar Dumnezeu a folosit Scriptura. Și el avea acolo Scriptura. A ajuns exact când s-a învârtit surul, s-a învârtit roata la care a alergat Filip. A ajuns la fix când era vorba despre Isaia 53. De unde ai putea? Luați și citiți Isaia. Unde ați putea Isaia să vorbiți despre Hristos? Un om. Și s-a folosit de această Scriptură. De aceea, aici un alt principiu, al întoarcerii la Scriptură. Când vrei să vorbești cu cineva, oricât de ai spune de expert ce s-a întâmplat, întoarce-te la Scriptură. Vorbește despre ceea ce Dumnezeu a lăsat ca și cuvânt inspirat. Acest cuvânt, Scriptura, este cuvântul inspirat, care întotdeauna indică spre cuvântul întrupat, care e Iisus Hristos. Deci să nu facem confuzii. Biblia nu este Iisus Hristos. Biblia este cuvântul inspirat, care indică spre cuvântul întrupat. Biblia este ca un ghid, care întotdeauna te direcționează spre ceva. Biblia nu este nici măcar un manual.
Mulți folosesc Biblia ca manual. Cum să schimb, de exemplu, nu știu, țeava la chiuvetă sau mai știu eu ce. Nu poți așa. Un manual, ei rotești, fac. Nu funcționează așa Biblia. Biblia este un ghid. Biblia îți dă o direcție. Și te trimite spre cuvântul întrupat care e o persoană. Nu folosiți Biblia ca manual, că puteți să ajungeți în lucruri foarte periculoase. Biblia este un ghid. De aceea trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Ca să aflăm și să vedem voia lui Dumnezeu. Inclusiv în acest caz, cum am spus, al famenului. Ce putem să vedem din nou aici? Acest famen a fost, am putea spune, un om care căuta un alt principiu. Dumnezeu se descoperă, apropo de voia lui Dumnezeu, oamenilor care caută. Gândiți-vă la acest famen. Vine dintr-o țară străină. Intră într-un mediu religios, cum era acolo în Ierusalim, și se duce la un templu unde toată ceremonia de acolo dura aproximativ 6 ore. După 6 ore erau vreo 2 ore de explicare a Torei. Deci imaginați-vă vreo 8 ore. Și după 8 ore omul ăsta mai are, așa să spunem așa, disponibilitate să studieze o carte sau un sur care l-a primit de acolo sau l-a luat de acolo sau l-a cumpărat. Deci stă 6 ore, mai stă 2 ore să explice Tora, cât am înțeles că nu. Și după aceea ia un sur și merge și în continuare el caută. Pentru că el a înțeles valoarea. De asta spune Dumnezeu, cine mă caută din toată inima, mă voi lăsa găsit. Nu înseamnă că Dumnezeu aleargă și fuge și se ascunde și cineva ca un joc de pasă și noi trebuie să-L căutăm, să-L găsim. Nu. Este vorba de valoare. Eu dacă iau o monedă de 10 bani și o arunc pe jos, sau îmi scapă din buzunar când scot ceva, poate o caut, mă uit așa, 10 secunde și atât. Dar dacă iau, nu știu, o sumă, nu știu, 10.000 de euro sau ceva, de genul scos din bancă, te duci undeva, te duci la lucruri, te duci la o prietenă, te duci la film, mergi acasă, să spunem, și când ajungi numai așa în pungă. Cât cauți? Tot 10 secunde. Nu cred. Dar de ce cauți mai mult? Pentru că cunoști valoarea. Asta e și în căutarea lui Dumnezeu. Omul acesta a înțeles că e ceva valoros aici. Și a căutat. De aceea spune, cine mă caută din toată inima, voi vă lăsa găsit. Este vorba de valoarea, când înțelegi valoarea. Atunci cauți. Famul acesta a început să caute. Și vedem că Dumnezeu i s-a descoperit. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. În momentul în care omul caută, în momentul în care s-a descoperit, putem citi și din Vechiul Testament. Dacă citim, de exemplu, despre Moise, când i s-a descoperit Dumnezeu lui Moise. Spune așa, dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu despre Moise și rugul aprins, spune așa Cuvântul lui Dumnezeu. Moise păștea turma socrului său în Exod 3:1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, odată amâna turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Adică pentru omul care caută și este interesat, Dumnezeu îți vorbește. Dar te întorci, adică vrei să vezi despre ce e vorba. Putea să plece, să nu se întoarcă. El a fost interesat. Dumnezeu i s-a descoperit. Este foarte important să înțelegem acest principiu al căutării. Nu aștepta să găsești voia lui Dumnezeu fără să cauți, fără să fii interesat, să folosești așa un sistem foarte rapid, Dumnezeu să fie la terenul nostru, să ne spună acum ce trebuie să facem, cum să facem. Nu așa lucrează Dumnezeu. Învățarea este un proces. Trebuie să cauți și să te lași învățat de Dumnezeu. Deci nu poți să îi ceri, că sunt cazuri în care Dumnezeu poate să acționeze. Este adevărat. Dar aici când vorbește, inclusiv în acest text din Psalm, și o să revin puțin de el, inclusiv la acest text când vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, spune că Duhul lui Dumnezeu este cel care îl învață. Nu neapărat. Noi suntem și credem în lucrările Duhului Sfânt și faptul că Dumnezeu poate să folosească o profeție, o vedenie, o tălmăcire a unui vis. Dar aici spune așa, Duhul tău cel bun să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. Aici este în principal voie și preponderent
Vorba de acea voce interioară, adică acea lucrare la nivelul Duhului omului. Despre asta este vorba. Că Dumnezeu poate folosi și harismele Duhului. Cum am spus, o profeție, este adevărat. Dar preponderent viața noastră, în procentaj de 99,6%, este vorba despre acea călăuzire interioară care trebuie să o avem tot timpul. Despre asta vorbește Cuvântul Dumnezeu și dorește să intrăm și să știm că este un proces. Adică voia lui Dumnezeu poate fi învățată. Voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută prin Duhul lui Dumnezeu. Dar, așa cum am spus, în descoperire profetică, prin vedenie, tălmăcirea visului, dar, în acest caz, preponderent este vorba de acea călăuzire interioară, la nivelul Duhului nostru. Adică să acționăm, să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să separe sufletul de Duh. De foarte multe ori suntem acționat pe bază emoțională. Dumnezeu ne-a înzestrat cu emoții foarte bine, inclusiv în biserici. Poate fi o problemă, o biserică care încearcă să vândă emoții, doar emoții. De exemplu, să folosești așa, obsesiv, a simțit pe Domnul, am simțit așa unul din bacul și spune, dar eu n-am simțit, înseamnă că eu nu am fiat Domnului. Deci este, trebuie să avem grijă la lucrurile acestea, pentru că cei care treceau pe lângă Iisus Hristos îi spunea așa, dă-te jos pe cruce ca să crede. De fapt, ce doreau? Un simț, văzul, să activeze credința. Nu este așa ceva. Credința nu are legătură cu ceea ce simți. Credința este mai presus de ceea ce simți. Ceea ce simți, așa cum am spus, este doar la nivel de suflet. Dumnezeu ne-a înzestrat și cu asta. Și foarte bine, câteodată Dumnezeu poate să copleșească duh, suflet și trup. Dar El nu ne-a promis întotdeauna asta. Poți să fii într-o biserică, se cântă frumos, poți să-L curgă și o lacrimă. Poate a fost atins doar la nivel emoțional. Pentru că pleci în această biserică și la nivel de Duh, nu te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și în acea cameră a sufletului tău sau a inimii tale, încă îl urăști pe fratele tău, încă te porți rău la nivel de suflet. În Apocalipsa 3:20 spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Și aceste chiar îl folosim de multe ori doar atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Și zice, Apocalipsa 3:20, dacă iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce înseamnă aceasta? Nu este doar acea întoarcere care am avut-o noi la Hristos și Hristos a intrat în viața noastră și este Mântuitorul nostru. Este un proces continuu de predare. În ce sens? Biblia spune aici, iată, voi intra la el, voi cina cu el. Dar nu se oprește aici textul. Spune și el cu mine. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Când dumneavoastră chemați pe cineva în vizită să cineze la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți stăpânul casei. Omul acela stă doar în sufragerie. El nu are acces în dormitor sau în altă cameră sau în cameră copii sau nu știu pe unde. El are acces doar în sufragerie. Îi puneți pe masă ce doriți. El cinează cu dumneavoastră. Dar trebuie să existe o predare a ștafetei, a vieții, a inimii noastre. Și Biblia spune, și El cu mine. În acel moment, El devine stăpânul casei. El are acces în toate camerele din casă. Iar pe ușă de la intrare scrie Iisus. Este un proces, se schimbă ceva, se predă ceva. Nu-L invităm pe Hristos doar musafir în viața noastră. Și doar aici, Doamne, în aspectele astea, lucrează Tu, ți le predau ție, dar în restul, eu sunt stăpân. În acea cameră, încă îl bârfesc pe fratele meu, pentru că eu sunt stăpân. Nu mă interesează călăuzirea la nivelul Duhului. Că tu știm foarte clar Cuvântul lui Dumnezeu ce spune, care ar trebui să separe sufletul meu, care dorește să vorbească încă de rău pe fratele meu. Și Duhul meu, care ar trebui să spună, Cuvântul meu spune că acest lucru este păcat. De aceea este foarte important să înțelegem că El este stăpânul. El a preluat toate cămăruțele inimii noastre și El a trebuit să domnească în toate. De aceea este un proces.
Astăzi, Duhul lui Dumnezeu 100% ne conștientizează și știe în ce cămăruță a vieții noastre, în ce aspect al vieții noastre, El nu este stăpân. Ce înseamnă că Iisus nu este stăpân în acel aspect al vieții noastre? Înseamnă că eu încă fac ce vreau, nu ce vrea El. Adică în acea cămăruță, acest principiu, Doamne, am venit să fac nu voia mea, ci voia Ta, încă nu se aplică. Înseamnă că încă în acel aspect al vieții mele, Iisus, încă ce face? El încă bate. Pentru că El nu a intrat doar în viața mea, El continuă să bată la cele cămăruțe ale inimilor noastre în care acest principiu că nu se aplică. Adică, nu voia mea, ci voia Ta. Încă El bate și dorește să-i deschide. Și nu există copil al lui Dumnezeu care să nu știe la ce lucrează astăzi Duhul Sfânt. Doar că nu dorește să audă glasul. Biblia spune, dacă aude cineva glasul meu. Deci nu există să fii copil al lui Dumnezeu și să nu știi ce vrea astăzi Duhul Sfânt să schimbe la viața ta. Este imposibil, este o minciună. Dar ce am spus, eu nu știu. Eu nu știu ce vrea Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Duhul lui Dumnezeu astăzi. Și în timp ce vorbim noi acum, ți-aduce aminte ce ai de schimbat și ce am de schimbat. Dar nu există așa ceva. El este viu. Am cântat că Domnul nostru este viu. Nu mai avem nicio teamă că El e viu. Păi El chiar este viu. Nu doar am cântat. Și dacă n-am fi cântat noi, El oricum este viu. De aceea, să înțelegem lucrul acesta, să ne lăsăm transformați de El. Pentru că Dumnezeu aceasta dorește să călăuzească viața noastră și să fim acei oameni care zi de zi ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Este foarte trist să ne tot plângem de acum un an, acum 5 ani, cum am fost. Păi noi ar trebui să fim astăzi mai bine ca acum 5 ani sau 2 ani. Adică imaginează că Dumnezeu folosește acele asemănări. Pe masă o lardă, punem lutul, modelează, se semne cu... Ne imaginăm pe masa unui sculptor, să spunem așa, e o bucată de ceva și încearcă Duhul Sfânt să sculpteze, să semene cu imaginea lui Hristos. Păi dacă noi astăzi semănăm mai puțin cu Hristos ca acum un an, înseamnă că Duhul Sfânt de vreun an nu face nimic în viața noastră. Dar nu pentru că El nu vrea să facă, ci pentru că noi nu suntem împreună lucrători cu El. Noi avem 3 mari dușmani. Adică, sau toți dușmanii noștri sunt incluși în acești 3. Este Satan și ordinea nu e apărat importantă. Satan și spune așa, din cadrul Trinității, zice, a venit Fiul să nimicească lucrările diavolului. Apoi firea noastră pământească spune, tot din cadrul Trinității, altă persoană, Duhul, luptă împotriva firii. Și apoi, celălalt dușman, care este lumea în sensul de valorile decăzute ale lumii, nu oamenii ca și persoane, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci, inversul reversul, dacă Dumnezeu toarnă, adică Tatăl, altă persoană din Trinitate, toarnă noi dragoste, să nu iubim valorile decăzute ale lumii. Deci, la cei 3 dușmani, care includ, de fapt, toți dușmanii noștri, Satan, firea pământească și lumea în sensul de valori decăzute, avem ca aliat cele 3 persoane ale Dumnezeului nostru. Adică cele 3 persoane ale Trinității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci noi nu suntem singuri. Dacă Duhul Sfânt a lucrat și statuia noastră, să spunem așa, tot început de pe aici, restul e tot un bolovan așa de transformat, nu este vina sculptorului, nu este vina Duhului Sfânt. Este vina noastră, că noi nu vrem să fim împreună lucrători cu El. Dacă astăzi Duhul Sfânt a descoperit la ce aspect al vieții tale și ne-a descoperit la ce aspect al vieții noastre lucrează și noi nu lucrăm tot la acel aspect să-L schimbăm, nu suntem împreună lucrători cu El. Dacă cineva lucrează, știu, să facă zidul ăsta de aici și eu sunt acolo 100 de metri altul, dar eu nu sunt lucrător cu El, eu lucrez la altceva. Deci a fi călăuzit de Dumnezeu înseamnă și în acest proces de învățare și a ne lăsa transformați de El și a fi împreună lucrător cu Duhul Sfânt. Nu putem să amânăm acest lucru, pentru noi le amânăm. În momentul în care Duhul Sfânt îmi descoperă ce lucrează azi, eu sunt împreună lucrător cu El. Duhul Sfânt nu lucrează singur și nu face singur lucrarea. Noi suntem împreună lucrător cu Duhul Sfânt.
Este un proces în care conlucrăm cu Cel care ne va. Deci nu poate o să și ne transformăm. Doamne, vreau să nu mai bârfesc. Păi Dumnezeu, ce să-ți facă Dumnezeu? Ce să-ți facă? Păi este un proces în care ești implicat. Trebuie să acționezi împreună cu Duhul Sfânt. Nu poate, nu vine Duhul Sfânt să iei așa și să facă. Asta e tot pe acțiunea aceea rapidă. Doamne, dă-mi răbdare. Cum să-ți dea Dumnezeu răbdare? Cum să ne dea Dumnezeu răbdare? Pe bază de ce? Biblia spune că noi ne bucurăm în Roman 15, chiar și în necazurile noastre. Că și necazurile ce face? Aduce răbdare. Deci sunt atâtea elemente care trebuie să le vedem în viața noastră. Acest Dumnezeu care este suveran peste toate circumstanțele. Chiar un necaz care vine, așa cum am spus. Necazul care vine în viața noastră poate să aducă răbdare. Dar noi trebuie să fim atenți la vocea Duhului, să vedem care-i de ce există acel necaz? Nu neapărat avem răspunsul, dar nici într-un caz nu întotdeauna este o pedeapsă. În general, când altcineva are necaz, noi știm că este o pedeapsă. Pentru că știm cu ce a greșit frate. Deci asta e altă lipsă de călăuzire. În momentul în care vedem atâtea necazuri care vin în viața noastră și vine Biblia, și o să amintesc câteva, dacă tot s-a amintit subiectul acesta. Păi Pavel spune, se roagă lui Dumnezeu să ia acel țepuș. Păi l-a auzit Dumnezeu pe Pavel? Normal că l-a auzit. I-a luat acel țepuș? Nu. Dar ce a spus Dumnezeu? I-a spus și că harul lui ți este de ajuns și puterea mea să vede strălucești și așa. Dar i-a mai spus așa, ca să nu te îngheu. Adică Dumnezeu poate să lase un necaz, o problemă în viața noastră. Nu pentru că suntem păcătoși, ci doar ca să prevină un păcat în viața noastră. În veșnicie vă mulțumim. Deci la Pavel nu i-a spus că este un îngânfat. I-a spus ca să nu te îngânfi. Adică lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Adică El este Cel care e suveran. Poate în veșnicie vei afla de ce ai trecut prin situația aceea, că Dumnezeu te-a ferit de o cădere, de o ceva, care numai Dumnezeu știe în preștiința Lui. A intervenit și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu noi să fim Dumnezeu. Ce înseamnă noi să fim Dumnezeu? În momentul în care noi dăm lui Dumnezeu temă de casă, asta trebuie să faci, asta să faci, adică ce vrem? Să implementăm lui Dumnezeu voia noastră. Dar nu așa lucrează Dumnezeu. Credință mare, frate și soră, nu înseamnă să-L faci pe Dumnezeu să facă voia ta. Credință mare înseamnă să stai lângă Dumnezeu indiferent de ce face El. Amin. Amin. Trebuie să înțelegem principiul acesta Scripturii. A avea o credință mare înseamnă a supune voia ta voii lui Dumnezeu. Nu înseamnă că tu faci ceva așa, o forță așa care îl manipulează pe Dumnezeu cumva și îți face voia ta. Nu asta înseamnă credință mare. Când spun acolo de multe texte, dacă vei crede, înseamnă a ne încrede în El. El este suveran. Dacă nu face cum vreau eu, El rămâne Dumnezeu. Eu am două variante. Să mă încred în continuare în El, adică să am o credință mare, sau să fiu condamnat de Satan că n-am avut credință. Atâția oameni care cad în tot felul de stări, că n-au avut credință, au avut vreo lucrare de asta profetică falsă, eu sunt pentru lucrări, dar cele adevărate, că dacă au credință, tatăl lor se vindecă. Au murit tatăl lor. Copiii ăștia săraci îți terminați. Îți terminați, afectați groaznic. Prispită, deci foarte, pentru că ei consideră că n-au avut credință. Deci n-au avut credință, ei sunt vinovați. Să avem grijă cu asemenea chestii. Lucrarea lui Dumnezeu, inclusiv profeția, este zidire, sfătuire, mânghiere. Simplu. Noi zidire, noi sfătuire, noi mânghiere, la revedere. Deci nu, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Deci trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Nu înseamnă că am hulit lucrarea sau a hulit lucrarea Duhului Sfânt. Nu înseamnă. Biblia vorbește foarte clar. Analizează critic. Textul când spune cercetați, înseamnă analizează critic. Dumnezeu îți dă voie. Pentru că Dumnezeu în momentul în care chiar ți se descoperă, El poate să-ți repete. Poate tu ești încăpățânat și nu vrei să primești. Dumnezeu îți mai vorbește odată. Avem cazuri inclusiv în acest, putem citi exact tot în Faptele Apostolilor. Dacă vedem despre Petru, când merge Petru, la Corneliu spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și un clas i-a zis, Petre, scoală-te și mănâncă, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne? A răspuns Petru, că niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și clasul i-a zis iarăși, a doua oară. Și a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Pe lângă asta, vedem că Petru și verifică lucrul acesta când vin acei oameni. Mergem mai departe, un alt principiu. Nu este timp acum pentru toate lucrurile astea și toate
principii și metode de călăuzire. Dar în acest verset, aceste găsim atunci când au venit acei oameni, spun așa, că el i-a întrebat pe oamenii aceia care au venit la poartă. Adică și ea trebuie să aibă un mesaj de la Dumnezeu. Deci cu toate că i-a vorbit Dumnezeu, el a întrebat. Adică Dumnezeu are o voie particulară cu privire la noi. Dar trebuie să înțelegem. Tendința noastră este să mergem pe care așa, scurtă, rapidă, să ne vorbească Domnul, să facă. E ok. Domnul poate să vorbească, dar trebuie să cercetezi ce ți-a vorbit Domnul. Trebuie să vezi dacă e în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vezi dacă este voia lui Dumnezeu descoperită prin Scripturi, pentru că adevărul, adevărul, atenție, nu poate fi găsit prin căutare. Adevărul este găsit prin revelație. Dumnezeu ți se descoperă. Dar în primul Dumnezeu s-a descoperit prin Scriptură. Deci niciodată Duhul lui Dumnezeu nu leapă de Scriptura ca să folosească. Nu se poate. Unde Duhul lui Dumnezeu vorbește fără Scriptură, nu este Duhul lui Dumnezeu. Deci trebuie să avem mare grijă. Pentru că călăuzirea aceasta a lui Dumnezeu nu ne duce niciodată la eșec. Este călăuzirea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu poate, chiar un eșec, că e suveran, să-l folosească ca o traiectorie pentru binecuvântarea noastră mai departe. Asta e Dumnezeu și El poate să facă. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. El poate să facă. Păi să luăm exemplul lui Pavel, lui Saul, la și neconvertit, să spunem așa. El era un om care credea că face o treabă bună pentru Dumnezeu. El a avut și scrisori de acreditare că face, îl apără pe Dumnezeu și el credea că face un lucru extraordinar de bun. Și mergea spre Damas. Era extraordinar, credea el că face o treabă foarte bună. Era un eșec total în viață lui. Era voia lui, pur și simplu. N-avea nicio treabă cu Dumnezeul adevărat și cu voia lui. Dar chiar de acest eșec, Dumnezeu a putut apoi să-l folosească pe Pavel și să-l folosească ca apostol apoi. De aceea, putem să găsim, să înțelegem lucrul acesta, că Dumnezeu chiar în eșecurile, așa zise, noi le vedem eșecul, Dumnezeu poate să folosească, nu că El își dorește lucrul acesta, ca o traiectorie pentru călăuzirea de mâine. Dumnezeu este suveran. Dacă, de exemplu, pe Iosif a vrut să facă la 30 de ani, al doilea om în Egipt, păi dacă vedem viața și traiectoria lui, nu mai eșec peste eșec. Îl iau frații, îl anuncă într-o groapă, vreau să-l omoare, nu-l omoară, îl vin de unor oameni care, culmea, chiar în Egipt se duc, ajunge acolo, ajunge chestii și la un moment dat ajunge. Vedem un Dumnezeu peste toate circumstanțele. Deci un Dumnezeu care este suveran. În cazul lui Estera, cu Mardoheu, cu așa mai departe. Vedem acolo când a venit Haman. Chiar atunci a venit. Când? Deci toate spuse foarte bine la punct. Nu poți să nu vezi mâna lui Dumnezeu. Chiar atunci omul acesta n-a putut să doarmă. Chiar atunci a venit Haman. Chiar atunci s-a întâmplat. Acesta este Dumnezeu. Este suveran. Deci trebuie să înțelegem că este suveran peste circumstanțele vieții. De aceea, a afla și a cunoaște voia Dumnezeu implică, în primul rând, acest proces. Apoi, voia lui Dumnezeu este dreaptă, cum spune în psalm. Este sfântă. Nu implică compromis. Nu poate Dumnezeu să te călăuzească în ceva în care să păcătuiești sau să fii compromis. Nu există așa ceva. Voia lui Dumnezeu este dreaptă, adică sfântă, fără compromis. Întotdeauna rotește, adică e fără aroganță, fără compromis, adică nu poate să fie voia lui Dumnezeu și să implice compromis. Nu există. De aceea, în momentul în care dorim ca El să poată să transforme viața noastră, vedem că El poate să ne călăuzească prin cuvântul lui Dumnezeu, poate prin rugăciune, poate prin acea voce a Duhului Sfânt, poate prin împrejurările vieții, prin elemente chiar supranaturale, poate chiar prin personalizare a vieții noastre, aspirații noastre, gândurile noastre care sunt de la Dumnezeu. Ai atâta metode Dumnezeu prin care să vorbească inimii noastre. Dar în primul rând să înțelegem că El dorește să intrăm în acest proces de învățare. Să nu dorim ceva așa foarte rapid. Pentru că de multe ori putem fi înșelați. Dumnezeu este Cel care e adevărat, lucrează și are pentru noi și daruri care pot fi folosite, dar trebuie, în primul rând, să înțelegem că, preponderent, El este cu noi la nivelul Duhului nostru. Atunci când Petru și Ioan au întâlnit acel slăbănoc, ei au spus așa, au și argint, avem, dar ce avem îți dăm. A fost vindecat. Dar cine l-a vindecat? Iisus. Dar Iisus cât a fost pe pământ? De câte ori a fi trecut pe lângă acest slăbănoc? Era la poarta frumoasă, deci nu putea Iisus să-l treacă pe acolo de nu știu câte ori. L-a vindecat? Nu. Nu. Poate i-a zis și lui Iuda, care era cu banii, nu știu, de un lemn sau doi lemn sau un bar. Nu.
Asta înseamnă călăuzire. Asta înseamnă să înțelegi că Dumnezeu suveran. Asta înseamnă că nu voia mea, ci voia Tatălui. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. În momentul în care noi ne răzvătim că n-am făcut Dumnezeu aia, că nu a ieșit aia, că n-am făcut aia, în momentul acela, noi vrem să fim Dumnezeu. Sufletul nostru este la comandă. Rațiune, voință, ce sentimente, ce simt, ce vreau eu, am simțit. Într-o anumită măsură ar trebui să lăsăm mai mole cu treaba asta, am simțit. Adică Dumnezeu care e mai presus de ce suntem. Nu putem introduce în simțurile noastre. Este pocăința. Nu înseamnă doar două lacrimi vărsate sau te atinge o cântare la nivel de suflet. Este mai mult decât atât. Este o schimbare, o transformare la nivelul Duhului omului. În momentul în care Adam și Eva au păcătuit. Să ne imaginăm așa, mai plastic cumva, ca să fie mai ușor de zis. Trup, suflet, Duh. S-au întâmplat două lucruri. În acel moment în care Adam și Eva au păcătuit, Duhul lor s-a despărțit de Duhul lui Dumnezeu. Ca și cum camera aceasta Duhul, considerând că am avea trei camere, trup, suflet și Duh, camera aceasta Duh, ca și mai goliu, nu știu, de aer, a ieșit Duhul lui Dumnezeu. Și în același timp au devenit muritori. Adică moartea a intrat în trupul lor. În momentul acela au devenit muritori. Când omul se naște din nou, de aceea spune Iisus Hristos, cu niciun chip nu vei intra în Împărăția Dumnezeu, dacă nu te naști din nou, acea cameră este umplută din nou de Duhul lui Dumnezeu. Și omul poate să fie în continuare călăuzit de Duhul. Apoi, mai mult decât atât, Dumnezeu are o altă lucrare apoi, botezul cu Duhul Sfânt, când El poate fi extins în întreaga ființă. Deci despre asta vorbește Scriptura. În momentul în care dorim să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, e ca și un concurs, să spunem așa. Întotdeauna cine e locomotiva? Dacă locomotiva este Duhul, alinează sufletul și trupul, iar fapta va fi duhovnicească. Viața va fi duhovnicească. Dacă sufletul este la comandă, fapta trupului va fi firească. Firească. Inclusiv, dacă faci un bine, sufletul direct vrea recompensă. Nu vi s-a întâmplat să spune, nu știu, să dai la cineva ceva și să vină sufletul să spună, păi puteai să dai mai mult. Puteai să dai, dar care e treaba? Mai mult? Deci e o chestie de recompensă. Sufletul ori te condamnă, ori vrea recompensă. În momentul în care el trebuie să fie, să spunem așa, hrănit, noi trebuie să acționăm la nivel de Duh. Și acolo voia lui Dumnezeu nu este, cum am spus, o chestie așa rapidă. Este un proces în care dorim să intrăm. Și Dumnezeu poate să ne călăuzească. Nu să ne gândim ce am mai fi putut face, ce mai puteam să facem. Păi gândiți-vă la Iov. El poate să răscumpere exerci în greșelile noastre să le fost o traiectorie pentru cruzea viitoare. Gândiți-vă la Iov. Când a venit cadă, i-au luat. El putea să se gândească. Păi dacă puneam mai mulți oameni care să apere turme, să facă, poate, făcea. Păi intra într-un circuit că nu mai termina niciodată. Ceva putea să facă plus. Așa vine și Satan. Și există două voci. O voce care întotdeauna te convinge și o voce care te condamnă. În momentul în care este vocea care te condamnă și o asculți, în momentul acela, acea sapă de fapt credința și ți-o șubrezește, ți-o diminuează. În ce sens? Vocea Duhului Sfânt întotdeauna convinge cu privire la păcatul pe care îl faci sau îl fac azi. Ea niciodată nu te va convinge cu privire la păcatul de acum 5 ani. Niciodată. Aceea este vocea lui Satan sau firii pământești. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Satan și firea pământească știe absolut tot ce ai greșit vreodată. Ea își va face treaba întotdeauna ca o voce condamnatoare pentru că îl imită pe Satan. Firea pământească care este pârâșul fraților. Satan este condamnat, cel care condamnă. Și atunci, în momentul în care în viața unui creștin este o voce care îl condamnă, nu este niciodată vocea Duhului Sfânt. Vocea Duhului Sfânt convinge. Inclusiv dacă ești un păcătos fără Dumnezeu. Zice, dacă vă uita unul printre voi, nu, tainele lui vor fi dat în față și el. Deci Duhul a venit să dovedească lumea păcătoasă. Duhul Sfânt întotdeauna convinge. Duhul Sfânt nu condamnă. Amin. În momentul în care ai o voce în ființa ta care te condamnă, este Satan și firea ta pământească. Și nu numai atât. Poți să devii mai departe purtător acelei voci. Să-l condamn pe fratele tău. Cu aceeași voce care este ori a firii pământești, ori a lui Satan. Sau poți să fii împreună lucrător cu Duhul Sfânt, care întotdeauna doar convinge.
El niciodată nu condamnă. Pentru că Duhul Sfânt a folosit pe acest pământ să dovedească lumea păcătoasă, iar precredinciosul convinge, așa cum am spus, să-și descopere la ce lucrează azi în viața lui ca să fie împreună cu tot cu el. El nu condamnă. Va veni o zi! Dar și când va fi vorba de condamnat, zice, judecată a dat-o cui? Fiului. Deci cine face lucrarea aceasta de judecată? Fiul. Deci trebuie să cunoaștem lucrul acesta, să vedem cu cine, de fapt, ne asemănăm. Cu cine ne asemănăm? Pentru că în momentul în care vrem să aflăm voia Dumnezeu, să înțelegem că este un proces. Da, timpul a trecut, o să închei imediat. Timpul este un proces și ce vreau să spun? Să mai amintesc în sprijinul acestei afirmații. Păi, de exemplu, Avram. I-a spus Dumnezeu lui Avram, ieși din cetate. I-a spus unde merge? Nu. Ia, dacă îi spunea, merge acolo, deci acolo și apoi, 3-400 de ani, nu mai dune chiar, ce 400 de ani. Deci nu cred că nu se mișca. La Gedeon, pleacă Gedeon. I-a spus cu câți va ajunge să se bată? Păi nu. Lasă să meargă. Te duc, bă, pa, mă, scade pe aia, scade pe aia, cu cuța. Dacă îi spunea lui Gedeon, ia numai pe ăștia și du-te, pe ăștia nu mă pornesc. Deci așa lucrează Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să intrăm în acest proces și să înțelegem că El nu este dator să descopere. Că sunt cazuri în care descoperă, dau o situație, asta sau asta, dar El este Dumnezeu. Acest proces, ca să vă dau tot așa o chestie mai plastică, să fie mai ușor de ținut, e ca și cum ai merge cu o lanternă. Mergi cu o lanternă noaptea și cât vezi în față? 5-6 metri. Când ai mers să ia 5-6 metri, mai vezi încă 5-6 metri. Când ai mers la 5-6, mai vezi încă 5-6 metri. Și tot așa. Așa lucrează Dumnezeu. De aceea aș dori să ne lăsăm călăuziți de El. Să vedem că El este un Dumnezeu suveran peste toate circumstanțele vieții noastre. Să ne lăsăm transformați de El, să înțelegem că atunci când l-am invitat și am deschis ușa principală, adică în sensul l-am invitat în viața noastră, El nu rămâne doar musafir. El vrea să domnească în toate cămăruțele inimilor noastre. Amin. Amin. Pentru că El este Dumnezeu. El ori este pe locul 1 în viața noastră, ori nu este pe niciun loc. El nu va sta niciodată pe locul 2, pentru că El este Dumnezeu. El nu poate să stea decât pe primul loc, datorită statului de Dumnezeu. De aceea, să înțelegem că Dumnezeu are o voie particulară pentru viața noastră, dar această voie poate fi cunoscută prin Duhul lui Dumnezeu, care lucrează în nivelul Duhului nostru, poate fi cunoscută prin harismele Duhului Sfânt, prin profeție, prin vedenie, prin tălmăcirea visurilor, și așa mai departe, dar zi de zi dorește ca noi să strângem acest cuvânt în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui, adică împotriva voii Lui. Iar răstignirea firii noastre pământești este întotdeauna a renunțat la voia mea ca să se împlinească voia Lui. Dumnezeu să ne ajute pe toți.